Ce loc vedem noi aici? Ce se întâmplă sub icoana acolo, Sfântului Chirie? La primul rând, unde suntem? Unde suntem, de fapt? La Rădășeni, da? Deci suntem la Rădășeni, da? Nu știință pentru toți. Acesta este locul original. În Sfântul Chirie a primit rana de la picior, fiind tras prin gardul de sârmă. Apoi, jandarmul care a vrut să-l arunce peste gard, nu a putut, sărind peste gard, căzând cu piciorul peste ou, piciorul Sfântului Chirie, cu bocancul, cu potcoava, așa, i-a provocat rana la picior care a dus-o până la moarte. Deci ăsta este locul original unde a fost gardul respectiv. Original, locul unde Sfântul Chirie a primit rana de la picior. Unde înainte era hotar. Ca și ucenic. Și în locul ăsta, în intenție, așa, în plan, doriți să faceți... Să facem, da, o placă comemorativă pentru locul respectiv care se simțe cu sângele lui. Să vă ajută Dumnezeu. Doamne ajută. Aici. Eu am fost martorul și ăla când ea sunt scurcher, maica de chere, când ea cât putea la cam la, nu-i 50 de metri, 30-40 metri de biserică în partea șelantă, cum în ziua de astăzi, 30 iunie, a venit Costică Grigorescu, Costache Grigorescu, fiind primarul comunii, și a venit un grad, mi-aduc aminte cum a venit și stă așa în fața oamenilor. Toți bărbații, oamenii, mergeți la prefectură în Fălticeni, că vă dă libertatea cultului. Iată și cuvânt amăgitor. Dar prea sunt suvrăchier, nu mi-a certificat numai 44 de ani. Voinic. Și tata, Părinte Varlam, tot 45 de ani. Moș Toadera Mariei, care astăzi este mormânt, va-i spune Anica Grecului. Și alții a rămas câțiva aici. Toți oamenii s-au dus la Fălticeni. Și când a trecut cu creasa unui poartă așa acolo, dar vă spun exact, voi face istoria religiei, mă angajez că dacă și eu mă voi duce de aici, nu mai spune nimeni realitățile și care le știu eu, că le-am văzut cu ochii mei. Deși avem mă 8 ani, dar atâta de conștient sunt și atâta le-am văzut și socot care nu pute nici, poate de luni, de zile, nu mi-aduc aminte și acum. Când a trecut oamenii, ca astăzi, 58 de ani, creasta acolo în poarta, 40 de jandarmi, plutonieri, cred că era și popi îmbarcați în haine de jandarmi, că e vorba și ei, nu aveau bărbi, se berbereu. Am conjugat biserica așa scăroviți acum, că era biserica în 30, a fost în 34, am conjurat-o. Și deodată mi-aduc aminte că era un gard aici de 2 metri, roată împrejur, pentru ce? Pentru ca să păzească biserica și părinții. Aici au fost prima dată, prea sunt studlicherii, au avut și călugurii care sunt la mănăstirii, aici au fost casă și chilii, aici au fost mai și peste drum, era o casă la Cavrini Manolache și erau din toate părțile. Aici au fost punctul cel mai de atragere. Și când deodată se deschid porțile noastre, era de 2 metri, și intră pașion conjurat, biserică era din 10 în 10 metri, cu armini încarcate, toate, vei spune istoria care a fost 58 de ani. Eram în ogradă. Deodată, prea sunt sugrăcheri, le-au spus înainte, nu vă dușiți în Fălticeni, unde vă cheamă, că asta este o șorăciune. El rămâne singur fără pază. Pentru că de multe ori au vrut ca să-l omoare, ca să-l pese în zgârcere. Dar el, cum a fost blând, ca un mel, nu-și desidea gura sa, chiar dacă îl bătea, așa a fost de răbdător. Deodată, intre, prea să-mi fie când văd că se acolo, s-au băgat în niște hruși de baraguli, aici nu departe de casa noastră, ca să se ascundă. Dar l-au văzut jandarmi. Și acum, tata, Dumnezeu să-l ierte, Părinte Varlam, era în casă. El nu s-a dus în Fălticeni.
Dar când deodată am o sâpite, maica Glichel și mașii de la umbră, sub un șișu de aici, țipa de, mi-aduc aminte și astea țipitele ei. Eu am privit printre gol. Acum trebuie să duc oamenii să facem, să trăgem clopotul de alarmă. Nimenea că s-a suit unul Vasile Rariții, care din Păiseni, și-au vrut să tragă cu arma, să-l împuște acolo la clopite, era o clopoliță. M-au trimis pe mine să trag clopotul de alarmă într-o doară. Și eu n-am tras. Eu nu știam, ca spun, între, adică frică sau nefrică sau să socot lucruri, și-am tras. Acum ce face? Când au intrat jandarmii pe poarta noastră din colmul a bisericii, presul s-au ascuns în cartofi, l-au văzut jandarmii și-au luat și nu au răcnit măcar decât maișii le-au răcnit acolo. Când s-au năchejit să dea pentru un gard de sârmă, sârmă era așa de des, sârmile pe șarampoie de stejar, vei spune așa, și nu au putut să treacă. Una căutau să desfacă sârmi, nu puteau, nu aveau clește, probabil să-l taie. Dar așa au vrut să-l treacă peste sârmi, că era un metru jumătate din alt gard. Nu au putut, era greu, voinic, dar nu zice nimic. Dacă nu mașina au țipat, a venit tata, prin Verlam, cu moștoarele Mariei, cu Anica Grecului, trei. Și când jandarmii, eu văd că vine, și când tata a strigat, Dumnezeu să-l ierte. Un cuvânt atât de grozav, tulburat și în casa noastră, și în ograda mea. Un jandarm a tras cu arma peste capurile lor. Ei nu s-au oprit. Deodată, eu sunt ochii mei, asta vă spun, deodată au vrut să tragă alt cartuș și să-i tragă întrânși, pentru că vine cartuș, așa. Dar nu a tras cartușul ăla care o din țavă, a rămas gol și a băgat alt cartuș în urmă și s-a încălicat arma și nu a putut să mai tragă. Asta e minunea dumnezeiască. A să vă spun că le-am văzut cu ochii mei. Atunci Anica Grecului, Dumnezeu s-o ierte și moștoacerea Mariei, peste fișoară sunt pe aici, când Anica Grecului s-o sărat jandarm, și s-o speria jandarmul atât de tare, că i-a fost tăzbeț. Când Anica Grecul a ridicat o furcă să-i dea în cap jandarmului, tata și cu moștoarea Mariei o sușit arma și o tapa de mână. Și mi-am dat amici cum cu arma în mână, închizătorul nu se putea că nu l-a tras așa cartuș care era gol în țavă și vine. Și după aceea ce-a făcut? Costate Grumăzăscu, zice gazarul. Ca pe, mai vă spun la să știți frățile voastre că n-am spus asta niciodată. El a luat calul nostru alb, care era un cal alb, și a mers galop să întoarcă oamenii înapoi de la prefectură, n-ajunsese. Veniți înapoi, că acolo la noi este mare jale, mare este răzbunare. Varsar de sânge a fost în grada așa asta. Și au venit înapoi. Până atunci ce a făcut? Moșiona Marie, Basigur Roșu, cum îi spune, numai femeilor a rămas o grada noastră. Și Moșiona Marie o tras de un par de clăi, că avem 100 de păr de clăi, cum se face clăi, așa, l-a tras un par și când l-a tras, s-a disfăcut tot acela cum era sus, unde era, toate femeile la câte un par de clăi și când, ăsta cum spune, jandarme, căuta să treagă să vise arma, că era dezarmat, femeile cu par de clăi de peste mâni și face tot. Iată, și prea sunt ce și-a făcut. L-a întrebat pe dânsul chiar acum, în 84, când s-au împlinit 50 de ani. Vreau să nu trebuie să-mi spui mie, știu că am fost, am tras, dar rana la pișor, unii ca patată, ți-o dat cu șabar, cu un bainet? Nu. Zice, ei când au vrut să mă treacă peste gard de sârmă și ei săreau peste gard, jandarmii erau patru, au venit cu potcoava și de fer, cum avea înainte, era cazarmă, cum i-aș știți că sunteți, era bocan și cu potcoava de fer. Au venit peste ouă pișorul și l-au rănit până la os. Și cu acei rană, 50 de ani, ca știți cum era pișorul lui, cu aceea a murit și a fost alferat cu ucinic.